În principiu, machine learning reprezintă un fel de extensie a capacității umane de a identifica tipare. Bineînțeles că AI-ului lipsește creativitate. Această inteligență artificială, prin acest model lingvistic, identifică modalități de a combina întreg acest Da. conținut în forme care În să pară să variant. aibă sens. Atâta vreme cât este un model de limbaj, nu înseamnă neapărat că oferă un conținut cu înțeles, cât noi, ca oameni, prin reflexul de a înțelege limbaj, îi acordăm noi înțeles. Asta, șeful Google spunea că faptul că într-o căutare Google obții mai multe rezultate nu este un feature, ci este un bug. Țelul lor a fiind să primești din prima The best, răspunsul da. cel mai bun. Cel mai probabil vor fi voci, vor fi interese care vor împinge percepția despre AI și despre potențialul acestuia până undeva în pânzele albe și la un moment dat ne vom opri, câteva companii vor pica după ce au pleznit că Da. nu au ajuns până în punctul respectiv și vom realiza că, stai să vezi, nu era chiar așa de enorm potențialul. Ciclu boom and bust e văzut ca o chestie naturală, deși se bazează Da. fix pe felul în care sunt manevrate Sau pump percepțiile and în dump. tot acest. În principiu, în tot acest sistem, resursele care se investesc nu se pierd. Pentru că cei care le pierd, ce resurse apar ca pierdute, de fapt, sunt câștigate de alții. Da, Și e un joc cu sumă nulă. se mută, da, se Asta e mută clar. către O redistribuire. o redistribuire, dar o Bun. redistribuire către un segment mai restrâns din populație care știe ce face. Criptomonedele care au apărut până acum și inclusiv curentul acesta de NFT-uri și tot felul de asset-uri din acestea tokenizate, practic, au umflat foarte mult percepția cu privire la cât de revoluționare sunt, atrăgând investiții, după care, bineînțeles, dezamăgind, pentru că aplicațiile către care erau îndreptate nu erau aplicații firește economice. Valoarea de bază, după părerea mea, a oricărei monede este să înlesnească schimbul. Atâta vreme cât statul își arogă tot felul de atribuții cu privire la felul în care trebuie să decurgă lucrurile într-o societate, pe măsură ce va face asta, va descoperi că, de fapt, nu avea nici cea mai vagă idee cu privire la ce face. Faptul că statul e cel mai mare rachet. Adică, deja nu mai știi care de la cine fură. Un business case, să-l numim noi, prin care expunerile la risc ale instituțiilor financiare să poată să fie cuantificate și apoi tokenizate în vederea finanțării, că nu poți consolida culori cu cifre.